Există o categorie de care noi denumim mărgăritare societății și ale bisericii. Iar aceste mărgăritare sunt copiii. Unul dintre copiii acestei parte, ministrant, vrea să vorbim de ceva. Excelențe voastre, în primul rând, preoților, oaspeților și dumneavoastră iubiți credincioși. Am învățat pe copii și pe tine să fie oameni de la
oriunde vor fi mai târziu oamenii la locul lor. Îl felicit pe Părintele Emilian și Părintele Sfântului nostru, Episcop Petru Gheorghel, pentru implicarea pe care o are aici, numai pe plan pastoral și pe plan social, și tot în numele ca să zic, vă mulțumesc și dumneavoastră, domnul senator, deputați, domnului primar și viceprimar, domnului președinte al Consiliului Județean, pentru că sprijiniți asemenea opere și iată rezultă o colaborare frumoasă între instituțiile statului și biserica. Felicitări și dumneavoastră, mis credincioși, care prin rugăciunile dumneavoastră, prin jertfele dumneavoastră, prin încurajarea directă sau indirectă, îl ajutați pe Părintele și pentru că sunt și cetățean de mare, să mă bucur și eu alături de toți dumneavoastră pentru realizările frumoase din această comunitate. Mulțumirea cea mai mare a fost liturghia, pentru că totdeauna rugăciunea este expresia mulțumirii pe care o adresăm lui Dumnezeu, cu putere, de la tot, de viața asupra noastră, de sănătate și ne dă și lumină, ca să folosim bine talanții pe care îi avem. Dumnezeu să vă răspundească pe toți și așa cum invocăm binecuvântarea specială a lui Dumnezeu, prin împrăcerea pe care de lui Dumnezeu. După binecuvântare, ne vom îndrepta spre oratoriu, unde vom face sfințirea acestui nou centru aici, pentru orașul Sfânt. Domnul să fie cu voi și spirituale și ale fericirii cerești. Amin.